Care este povestea lor? Cum le merge acum? Ce planuri au și cum i-a ajutat programul Factory să-și dezvolte afacerea? Toate într-un moment de inspirație antreprenorială oferit de Raiffeisen Bank. Factory by Raiffeisen Bank. Drumul de la idee la succes. Două idei constante am extras din toate discuțiile cu antreprenorii care au fost ajutați de Factory, da, by Raiffeisen. Din ce am vorbit cu ei, aceste două idei sunt așa, că unul, este ok să accesezi finanțare. Toți ne-au spus că au accesat finanțare pentru că i-a ajutat să crească, i-a ajutat să înceapă. Și că e un feeling real, că am vorbit cu mulți, e feelingul ăla, băi, ăia chiar cred în tine, înțeleg? Adică dacă îți dau banii, nu neapărat îți cer garanții. Îți validează ideea, în primul rând. Îți validează ideea. Și dau încredere. Îți dau cash și încredere prin asta. Și vorbim astăzi cu încă un antreprenor, Ion Niculai. Bună dimineața, de la Ematico. Bună dimineața. Neața. Ematico cu 2 de e.org. Corect? Asta e site-ul. Da. Și este, doamnelor și domnilor, un organizație care vorbește despre, de fapt, se îndreaptă către programe educaționale, inovație, fantezie, creativitate. Ne povestești tu mai multe, Ion? Sigur că da. Noi suntem o organizație care dezvoltă și implementează experiențe de învățare pentru copii, bazate pe activități practice și pe joacă. Suntem concentrați destul de mult în zona STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Math, dar nu numai, adică mergem și spre, nu știu, habar n-am, geografie sau studierea culturilor. Și ca să spun așa într-o poziție ce facem, dacă de pildă vrem să-i ajutăm pe copii să înțeleagă concepte de optică, atunci o să construim împreună cu ei un binoclu sau un microscop sau ceva de genul ăsta. Interesant. Deci cam asta e așa, foarte deci sunt scurt. Cursuri fizice, se întâmplă niște ateliere, vă întâlniți undeva, nu sunt online. Da, am făcut și online în perioada pandemiei, dar în principal, da, sunt cursuri fizice pe care le facem în școli și grădinițe, iar vara mergem în tabere și tot așa construim, numai că acolo construim chestii mari. Dacă zicem că o să construim un turn, o să construim un turn care are 3 metri înălțime și copii o sunt în el. Așa, și da, sunt tematici, nu știu, habar n-am despre... În fiecare an avem o tematică specifică, nu știu, de pildă dinozaurii, lumea dinozaurilor sau lumea de sub ape și o să fie... nu știu, facem un habitat pentru dinozauri care au laboratorul, școala dinozaurilor, turnul de observație și așa mai departe și pe lângă asta sunt tot felul de activități care sunt legate de tema asta, adică, nu știu, experimente, bricolaj, chestii de conectare între copii, de dezvoltare, de abilități sociale și așa mai departe, dar toate cumva centrate pe o temă și în care cumva descoperim cât mai mult despre subiectul respectiv. Dacă vezi niște testimoniale, cazi pe jos. Da. Tudor, 4 ani. Îmi place mult lecția asta, e sensibil de frumoasă. Apropo de sensibilitate, aveți și programe în zona de artă? Da, cumva ele sunt incluse în tot ceea ce facem, în sensul în care, de pildă, dacă copiii construiesc ceva, în general, proiectele lor de bricolaje sunt cu piese simple, blank, pe care ei apoi pot să și le personalizeze, nu știu, folosind culori sau elemente suplimentare care să le facă ale lor. Adică, dincolo de faptul că ei le construiesc și au această empowerment, îmi pare rău că folosesc cuvântul în engleză, care vine din povestea asta, și care ca adulți cred că suntem familiarizați cu el când facem ceva de la IKEA, dar este și partea asta de îl fac să fie cu adevărat al meu în momentul în care îl colorez în felul în care vreau eu, îi pun elementele pe care le vreau eu și așa mai departe. Alt testimonial de la mama lui Teo, 4 ani. Lui Teo îi place mult la voi, mă întreabă mereu când mergem la grădinița cu bormașini. Foarte drăguț. Deci Ematico, doamnelor și domnilor, cu 2 de E, dacă vreți să vedeți ce se întâmplă acolo și dacă vreți să, nu știu, să vă înscrieți, de exemplu, la newsletter, să primiți vești. Ion, spune-mi puțin cum te-a ajutat și în ce moment te-a ajutat susținerea de la Factory. Povestea cu Factory e foarte interesantă. Noi am aplicat în 2019, în toamnă, și cumva vream creditul pentru că începusem să ne gândim la un
produs pentru acasă sau o experiență de învățare pentru acasă și cumva, mă rog, vreau să luăm și o investiție și aveam nevoie de niște bani care să venim și noi cumva cu partea noastră, mm-hmm, dincolo de toată, mă rog, de tot ce veneam, na, knowledge-ul, IP-ul, da, da, să zic așa. E, și am luat, a fost foarte fain și după aia, mă rog, a picat chestia cu investiția și am rămas așa un pic pending și apoi a venit pandemia, mm-hmm, și am zis, a, ce bine că nu am luat creditul inițial, așa, pentru că pe noi ne-a închis complet atunci, a fost, n-am mai putut face nimica. A zis, oh, locată. Factory, yeah. Nu, 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 stai, stai, că there is a twist. Dar semnasem contractul și în toamnă, când am început așa, când deja începusem să facem noi niște mișcări cumva ca să ne revenim, am zis, uite, acum ar fi momentul să luăm banii aia, uh-huh, și să încercăm să ne repunem pe picioare. Pentru noi, practic, a fost al doilea început, uh-huh, această pandemie. Și am luat banii, am reușit să ne facem platforma pe care să punem un produs nou pe care îl dezvoltasem. Deci cum a început pandemia, am început să ne gândim ce să facem, cum să ieșim din treaba asta. Și am făcut un produs care era ideea asta, cumva continuarea ideii de experiență acasă. Și am luat credit, am făcut platforma pe care să putem să vindem, pe care să punem tutoriale, video, da, și chestii de genul ăsta. Super, da. Ion, și uite așa, da. Mulțumim foarte mult, e-matico, 2 de E, legat, e-matico.org. Vedeți acolo tot ce trebuie. Mulțumim, Ion, spor la treabă. Mulțumim și noi, mulțumim. Ciao, 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 bună dimineața! Ați ascultat un exemplu de reușită antreprenorială cu ajutorul finanțării de la Factory by Raiffeisen Bank, programul care te susține în drumul de la idee la succes.